Consiliul Județean va fi reprezentat de către vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș, dar și de consilieri ai birourilor de informare turistică și relații internaționale, precum și ai direcției economice și patrimoniu. Acestora li se vor alătura reprezentanți ai primăriei Tăuții Măghierăuș, ai centrului local de informare turistică Oncești, dar și ai unor unități de cazare din județ. Prin acest demers, Consiliul Județean își propune promovarea județului, precum și a unor proiecte ale instituției care vizează creșterea circulației turistice în Maramureș, cum ar fi circuitul bisericilor din lemn din Transilvania de Nord, moștenirea maramureșană între Mara și Cosău, plan de revitalizare a satului maramureșan, case tip pe Valea Marei, Valea Cosăului și Valea Izei. Oaspeții standului vor fi întâmpinați într-un decor tradițional maramureșan pus la dispoziție de Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară. De asemenea, cei care vor trece pragul standului vor avea ocazia să admire de aproape o poartă maramureșană, unul dintre simbolurile cele mai de preț ale județului, având în vedere că tematica acestei ediții a târgului este Campionatul European de Fotbal 2020, poarta maramureșană, dincolo de a servi ca poartă spre tradiție, va fi utilizată în mod simbolic pentru a face legătura cu fotbalul, un sport atât de iubit de către români. Cei care vor poposi la standul județului vor putea urmări spoturi video de prezentare și promovarea Maramureșului, dar și momentele artistice inedite pregătite de corpul de balet și instrumentiștii ansamblului folcloric național Transilvania, care prin cântec, dans și voie bună vor reproduce spiritul autentic al Maramureșului. Potrivit tradiției, niciun moment de sărbătoare nu poate să treacă fără bucate alese pe masă, astfel că vizitatorii vor avea ocazia să deguste preparate tradiționale pregătite cu multă migală de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Liviu Borlan Maramureș.